Sute de credincioși au participat la slujba de înviere de Paștele Catolic la Catedrala Sfântul Iosif din București. Aceștia celebrează tradiția romano-catolică noaptea dinaintea Duminicii Paștelui cu o slujbă specială numită Vigilia Pascală. Mai apoi, credincioșii romano-catolici și reformați au luat parte la aprinderea focului sfânt afară, în fața catedralei. Lumina lui Hristos, care învie plin de mărire, să risipească întunericul inimii și al minții. Peste 1 milion de catolici sărbătoresc Paștele în România. Cei mai mulți au ales să participe la slujba învierii cu gândul la renaștere, iubire și iertare, asta după ce timp de 2 ani nu au mai putut participa la acest eveniment important. Hristos a înviat. Într-o lume răvășită de haosul războiului, avem nevoie de un lucru care să ne unească, să ne simțim că suntem oameni. E foarte diferit, că suntem liberi. E foarte diferit pentru chestia asta și simțim în suflet. This is very, very important. As a Catholic, I would say this is one of the most important moment, I would say, for Catholic people. E lumină pe toate planurile. E primul Paște după pandemie pe care reușim să-l facem împreună. A vorbit despre Iisus și despre Dumnezeu și că Iisus a înviat. Programul a început cu slujba specială numită Vigilia Pascală, iar mai apoi a urmat aprinderea focului sfânt, afară, în fața catedralei, unde credincioșii și-au spus Hristos a înviat. Lumina lui Hristos. Slujba învierii de aici a fost alcătuită din 4 momente speciale. Primul, Evanghelia focului, atunci când a fost sfințit, bineînțeles, focul, iar lumina pascală a fost purtată până în altarul catedralei. Cel de-al doilea moment, liturgia cuvântului, când a fost citită Evanghelia din Luca, care vestește învierea, cel de-al treilea moment, Evanghelia botezului, și cel de-al patrulea, Evanghelia euharistică, care aduce aminte de ultima cină a lui Iisus Hristos. Acesta este jocul cu care se deschide o trecere de la întuneric la lumină. E un mod de a spune că lumina e mai puternică decât întunericul, că viața este mai puternică decât moartea și că ceea ce noi celebrăm dă sens vieții noastre de astăzi, tuturor problemelor, frământărilor. Învierea Domnului încearcă să le dea o nouă perspectivă. Acum 2 ani, oamenii au ascultat slujba de afară, iar anul trecut a putut intra în biserică doar un anumit număr de persoane.